ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Incendiu puternic la Volți, flăcările au cuprins un depozit de materiale de construcții. După câteva ore, pompierii au reușit să le stingă. Italia a prelungit până la 31 iulie termenul în care moldovenii nu pot intra în peninsulă. Grupul lui Adrian Cantu, dar și independentul Octavian Țicu sunt gata să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Se așteaptă decizia PAS. Un depozit din Bălți a fost mistuit de flăcări, au fost făcute scrum toate materialele de construcții aflate în interior. Salvatorii au reușit să lichideze incendiul până ca focul să ajungă și la o țeavă de gaze. Un depozit cu materiale de construcție din Bălți a fost cuprins de flăcări. Potrivit martorilor, focul a luat cu asalt clădirea și risca să afecteze construcția din apropiere. Dim, pajar. Strașnăvată, конечно, такой черный дым большой. Не знаю, замкнуло, может что-то. Electrica, может, там, не знаю, сварка, бычок. Nu m-am venit și aici arde. Era jeli mare. Pompierii au reușit să evite o deflagrație la o țeavă de gaze din apropiere. La fața locului au fost nevoie de 3 echipaje. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, construcția arsă este neautorizată și a fost ridicată cu mai multe abateri. Specialiștii urmează să investigheze cazul. Italia prelungește interdicția de a intra în țară pentru cetățenii moldoveni. Anunțul vine din partea ambasadei Italiei în Republica Moldova. Potrivit autorităților italiene, restricțiile de intrare pe teritoriul țării au fost prelungite până pe 31 iulie. De asemenea, se interzice intrarea în Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile s-au aflat sau au tranzitat mai multe țări, inclusiv Moldova. În același timp, sunt suspendate și zborurile către și dinspre Republica Italiană, restricțiile respective referindu-se și la transportul terestru. Cu puțin peste 100 de elevi în școală, directorii instituțiilor de învățământ din sate spun că mari pregătiri nu trebuie pentru 1 septembrie. Se păstrează distanța și așa. Important să nu se revină la lecțiile online. Sala de clasă, sunt câte 15 seturi de mobilier. Deci, dacă sunt 14-15 copii, noi reușim să aranjăm fiecare elev într-o bancă, în felul acesta păstrând distanța fizică. Situația e cu totul diferită în capitală, unde școlile au peste 1000 de elevi. Cum se va proceda acolo, vedeți în jurnal. Primăria a scos ilegal panourile din oraș, acuză câteva agenții de publicitate. Cu detaliile acest subiect vine colega noastră Liubov Plămădeală. Liuba, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua tuturor! Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Asociația Agențiilor de Publicitate a venit cu acuzații la adresa primăriei și anume că panourile publicitare evacuate până acum au fost scoase ilegal, susțin aceștia, deși agenții economici aveau autorizații valabile. Ei cer explicații de la primărie și spun că vor ataca în judecată pretorii. Primăria nu a venit deocamdată cu o reacție, iar ieri, în cadrul ședinței operative, viceprimarul capitalei Victor Chironda a anunțat că va fi elaborat un concept de reamplasarea panourilor publicitare, și anume în zone unde acestea nu afectează imaginea orașului, a mai menționat acesta. Cu un reportaj mai detaliat vom reveni la jurnalul orei 17. Acestea au fost informațiile, Tatiana. Liuba, îți mulțumesc. Promoldova este gata să semneze moțiunea de cenzură propusă de cei de la platforma DA. Anunțul a fost făcut de Adrian Cantu, care spune că o vor susține fără nicio ezitare. Lucrurile stau foarte prost, chiar foarte rău, în Republica Moldova. Situația degradează pe zi ce trece. E tot mai grav din punct de vedere și a situației epidemiologice. Noi vedem în fiecare zi număr tot mai mare de infectați, inclusiv medici. Și deputatul neafiliat Octavian Țicu a anunțat că a semnat împreună cu platforma DA moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ion Chicu. Într-un mesaj pe Facebook, acesta i-a adresat un mesaj Maiei Sandu, în care a îndemnat-o să semneze. PAS va decide abia sâmbătă cum va proceda în cazul moțiunii. Tricou, mască, chipiu și abțibilduri cu mesajul Dodon pleacă pentru Igor Dodon. Adrian Cantu susține că acestea vor ajunge la președinte. Parcă-s din filmele de groază cu chestiile astea, a declarat Dodon, care spune că nu-i place această campanie pe care Promoldova i-o dedică. Am înțeles că președintele Dodon, pe care noi chiar vrem ca el să plece, consideră că avem
auxiliare foarte glamuroase. Văd că dumnealui și prim-ministru Chicu folosesc foarte des cuvântul glamuros. Am înțeles că președintelui Dodonei plac tricourile noastre. Eu însă am pus tricoul la spălat, l-am spălat și încă nu s-a uscat. Deci astăzi sunt fără tricou glamuros. În schimb, am să-mi pun un abțibild de 50 de bănuți, iată așa. Sper că și ăsta, Igor Nicolaevici, o să vă placă abțibilurile noastre. Apropo, avem pregătit tricou, abțibiluri, mască, chipiu și o să vă le trimitem la președinție. Replica lui Andrian Candu vine după ce aseară la o emisiune de la N4, președintele a criticat campania celor de la Promoldova. Parcă zdește din filme ужасов, știu, chestii astea. Așa mi-a spus colegii. Stranii campanii, foarte stranii campanii. Cei care au furat miliardul și până mui erau așa de glamurni. Dar și la noi sunt foarte glamurni. Mă uit, meciile astea, toate chestiile astea, mai bine s-ar reveni în Parlament cu boicotul care a făcut decât să ocupi glamurul ăsta. Stai glamurni, pățani. Președintele a declarat că cei din Promoldova doar irosesc banii pentru că nimeni nu-și pune semnătura în astfel de campanii. Asta în timp ce Candu spune altceva. Eu știu ce înseamnă colectarea semnăturilor. E clar că n-au niciun efect juridic toate semnăturile astea și nimeni presionează decât eu știu eu. Și văd scandaturile care sunt pe răuă în vin și eu oamenii duret. Dar nu se ajute cu nimic. Astăzi, ea noua zi de colectare de semnături. Au fost colectate aproximativ 16.000 de semnături. Foarte mulți oameni se apropie de voluntarii noștri, semnează cu mare drag pentru ca să plecați. Aceste semnături, în mod obișnuit, sunt însoțite de înjurii, insulte și calomnii. Noi încercăm pe oameni să-i mai calmăm. Eu înțeleg aceste campanii. E clar că ele nu sunt plăcute, evident. Lucrul ăsta e evident. Tot mai des folosește cuvântul frică. Eu v-aș recomanda să vorbiți cu un medic specialist, se numește psiholog. Ceva nu este în regulă. Trăiește cu frica în sân în propria curte. O femeie din satul Caragui, Hâncești, a fost bătută cu cruzime chiar de ruda sa, care este și vecin. Victima spune că a fost lovită cu lopata de câteva ori și că prin minune a reușit să fugă din casă. Bărbatul se află în libertate, iar poliția spune că nu sunt încă motive ca acesta să fie reținut, deși cazul este cercetat. Eu sunat, n-am închis un ochi asta și mă uitam pe ferestre, sunt vie. Și nevastă nu deschide ușa și cu telefonul în mână că se pot suna. Cu lacrimi în ochi, femeia își amintește de acea noapte de groază. Nina Veriga spune că a ieșit afară din cauza că s-ar fi stins lumina. A văzut pe geam că la vecin curent electric era și a decis să verifice contorul folosind lanterna de la telefon. Ieșind ieși afară, el era cu lopata aici și eu l-am cunoscut, l-am văzut și el m-a pălit aici în frunte, mi-a dat o... Eu am pus mâna și m-am forțat să intru în casă și el mi-a mai dat vreo două pește mână. De la loviturile puternice, femeia s-a ales cu vânătăi pe corp pe care nu le poate arăta la cameră, însă cu ochiul liber se poate observa vânătăile de pe față. Ochelarii pe care îi purta în acea seară s-au rupt în două și sticla telefonului mobil a fost spartă. Stau acasă cu frica în sân, uitați-vă, pot să vie că ea trăiesc aici, cum pot să ies eu afară, ei pot să vie aici, pot să mă duc acolo, pot să mă pălească, dar eu singur în casă. Ești distrusă, nu mă pot răspla, să aici stătușe, sunt cum mă pălească. Care ar fi motivul, femeia susține că nu înțelege, la fel cum nu înțelege de ce bărbatul se află în libertate. De frică ține lângă ea un topor. Noaptea l-are în casă, iar ziua îl ia cu ea când se duce să dea mâncare la păsări. El putea să mă moară cu tătul dacă eu eram mai slabă. Asta ea încă, eu nu știu de unde, vă spun drept, eu nu știu de unde am avut așa putere că am intrat în casă. Din spusele femeii, persoana care a atacat-o este chiar vecinul ei. Acesta însă este de negăsit, căci poarta este încuiată, iar în ogradă nu se află nimeni. Primarul satului, care este și vecinul Ninei Veringa, a fost cel care a găsit femeia plină de sânge după ce a fost sunat de rudele ei. Până a sunat la 112, aceasta a povestit totul fiicei sale, care locuiește în Chișinău. După primar, la fața locului a sosit ambulanța și poliția. Era lumina stânsă, doamna plângea, eu am aprins, eu însă prind lumina de la contor, am aprins lumina,
Am văzut în casă o grămadă de sânge, mână tăietă, în frunte avea o pălitură de ceva, umflătură mare. Primarul mai spune că toată mahalaua deja stă cu frica în sân după acest caz, mai ales că suspectul de 34 de ani are antecedente penale. Că chiar soția mea se teme, fiindcă el a mai avut așa cazuri, băiatul ăsta, mă rog, Dumnezeu cu dânsul așa, el se teme să rămâi în casă, se teme să eu să mă duc, toată mahala se teme. Eu trebuie să-l reții măcar pe 72 de ore. Dacă se adeverește că este dumnealui, este rău cu dumnealor, îl lasă la libertate, fiindcă ei poate să mai comit foarte mult încălcări. Ieri a fost făcută expertiza medico-legală pentru a se stabili gravitatea leziunilor corporale. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, toate circumstanțele se stabilesc, iar bărbatul este cercetat în libertate. Cu multe scenarii, școlile din țară au început să se pregătească pentru noul an de învățământ, acesta însă va fi diferit de cei precedenți. Fiecare instituție își gândește modelul potrivit pentru a funcționa pe timp de pandemie. Mai simplu e la școlile din sate, care, datorită numărului mic de elevi, nu au mari probleme de distanțare. Chiar dacă Ministerul Educației a anunțat că elevii vor reveni în sălele de clasă la 1 septembrie, în școlile cu mulți copii, acest lucru va fi extrem de dificil. 1300 de elevi merg la liceul teoretic Principesa Natalia Dadiani. Profesorii, elevii și părinții au avut discuții și respectiv au și scenarii. Am ales 3 modele din cele 7. Primul model și care are cea mai mare prioritate este învățare de tip hibrid. Atunci când clasa este împărțită în 2 echipe și o echipă este la școală, una este online. O altă variantă ar fi ca elevii să vină la școală o săptămână, iar următoarea să învețe de acasă. Nu poate fi exclusă și combinarea mai multor scenarii. În cazul liceelor unde învață circa 700 de elevi, cu ușurință poate fi implementat învățământul pe schimburi. În liceul teoretic al Ecorusu au început pregătirile. Noi будем все-таки парты раздвигать для того, чтобы соблюдать вот эту социальную дистанцию. В классах, согласно норме, там должно быть не более 25 человек. То есть будем думать и над этим вопросом. Я говорю, здесь есть еще над чем подумать и как решить это все. Для того, чтобы было детям безопасно находиться в школе. În sate lucrurile sunt mai simple, pentru că sunt mai puține elevi în școli. La gimnaziul din Caracui, Hâncești, studiază 149 de elevi. Asta înseamnă că toți vor putea veni la ore în regim normal. Sala de clasă sunt câte 15 seturi de mobilier. Deci, dacă sunt 14-15 copii, noi reușim să aranjăm fiecare elev într-o bancă, în felul acesta păstrând distanța fizică. Această sală de clasă în care se petrec ore de limbă și literatură română, începând cu 1 septembrie, și așteaptă elevii. Pe bănci sunt deja pregătite manualele pentru clasele a 8-a și a 9-a, care curând vor fi repartizate copiilor. Orele la distanță le-au dat bătăi de cap atât profesorilor cât și elevilor din mai multe motive. Sunt copii care fac parte din familiile vulnerabile și ei nu că nu au acces la internet, dar chiar nu au nici acele instrumente pe care ar putea să le utilizeze în procesul educațional. În mare parte, profesorii erau nevoiți să sune școlarii la telefonul fix. Valeria Rotaru va merge în clasa a 9-a și spune că vrea foarte mult la școală, spre deosebire de fratele ei mai mic. Mult mai convenabil să învățăm la școală decât lecții online, pentru că nu se predă așa bine cum se predă la școală. E foarte greu de înțeles și nu toți elevii în lecțiile online sunt foarte puțini. Maximum 5 elevi, 7 elevi. Ministerul Educației a propus 7 modele de începere a noului an de învățământ. Urmează ca fiecare instituție individual să-și aleagă cea mai potrivită soluție. În țara noastră sunt peste 1200 instituții de învățământ. Pandemia a făcut și ceva bun, a pus la încercare creativitatea antreprenorilor moldoveni, așa au ajuns producătorii agricoli, de exemplu, să planifice tururi virtuale în Ilie și Vi. Când ar putea fi vizitate online livezile și de ce fac asta producătorii, vă spunem în jurnal. A fost fierbinte ieri în Belarus, la Minsk, dar și în alte orașe ale țării. Sute de oameni au protestat față de excluderea din cursa pentru prezidențială a candidaților opoziției. Manifestanții au scandat, au format lanțuri umane și au aplaudat. Nu însă pentru mult timp, protestele au fost înăbușite de rețineri violente. Au
autobuze, mașini, dubiță și microbuze ale forțelor speciale puteau fi văzute aseară pe străzile mai multor orașe din Belarus. Acestea se opreau în zonele unde oamenii protestau și rețineau pe toți cei care le cădeau sub mână, de la manifestanți până la simpli trecători. În dubițele poliției au ajuns și jurnaliști. Zătrimale? Ei! Mă, jurnalistă! Zin șacabocu, sinie micro, autobus, и мы. Potrivit portalurilor independente, peste 100 de persoane au fost reținute în timpul manifestațiilor care au fost pașnice. Oamenii au ieșit pe străzi după ce au aflat că pretendenții la prezidențiale Victor Babarico și Valeri Țepcală nu au fost înregistrați în cursa prezidențială. Vive Belarus! Vive Belarus! Mulțimea a format lanțuri umane și a aplaudat. Pe străzi, șoferii au mers în coloană și au claxonat. Între timp, Victor Babarico și Valeri Țepcală au anunțat că vor ataca în instanță decizia Comisiei Electorale de a exclude din cursă, iar cel mai tânăr dintre candidații la prezidențiale, Serghei Cerece, ne-a făcut apel la unificarea forțelor democratice. Справедливые выборы в нашей стране на сегодняшний момент они практически невозможны. Но мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не должны опускать руки, мы должны перестроиться, мы должны объединиться, мы должны найти в себе силы, чтобы бороться с той системой, которая выстроена за 26 лет. Сергей Черечин are 35 de ani și din 2018 a devenit liderul Partidului Social-Democrat Gramada, condus până atunci de Stanislav Șușchevici, primul președinte al Republicii Belarus în epoca postsovietică, care a semnat tratatul de dizolvare a URSS în 91. Președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko, nu este însă dispus să cedeze puterea. Я готов на всё. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от Майдана. Я постараюсь сделать все, чтобы этого Майдана не было. De astăzi în Belarus începe campania electorală. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 9 august. Mai era de muncit, spune Igor Dodon despre Viorica Dumbrăveanu, deși acum câteva zile președintele a anunțat că vrea să o decoreze pe ministrul sănătății, acum șeful statului susține că a fost doar o idee. Viorica Dumbrăveanu a ezitat să ne spună dacă merită sau nu o distincție. Consider că doamna Dumbrăveanu face față acestei situații destul de complicate și prestația dumneiei ieri a demonstrat că avem un profesionist în fruntea Ministerului Sănătății. Cel mai probabil o să o înaintez la o distinție de stat, la gloria muncii, în timp apropiat, pe doamna ministru Dumbrăveanu. Acum 4 zile, Igor Dodon o scălda în laude pe Viorica Dumbrăveanu. Astăzi, președintele a fost ceva mai moderat. Încă nu a fost decorat. Doamna ministru, a fost o idee. Vedem. Poate să decorăm mai târziu, mai are încă de muncă mult. Ministrul Sănătății susține că a aflat despre intenția președintelui din presă. Merită sau nu o distincție, Viorica Dumbrăveanu nu a vrut să ne spună. Cea mai mare distincție pentru Ministrul Sănătății a reprezentat o respectare în tocmai a recomandărilor de către cetățeni ca să depășim această situație pandemică cu care se confruntă Republica Moldova. Credeți că vi se cuvine? Săptămâna trecută, în Parlament, Viorica Dumbrăveanu a dat explicații în fața deputaților după ce Promoldova a depus o moțiune simplă împotriva Ministrului Sănătății. Inițiativa nu a trecut. Industria fashion este una dintre cele mai lovite de pandemie. Rochiile elegante, de mireasă, de nașă sau pentru orice ceremonie nu mai sunt cumpărate pentru că nu sunt ceremonii. Astfel, mulți dintre designerii noștri au început să se orienteze spre îmbrăcămintea casual. Rămân totuși visători și lucrează la colecțiile noi. În showroom-ul Dianei Voievuțchi e liniște de mai bine de 4 luni. Designerul spune că își amintește cu nostalgie de timpurile bune. Anul trecut, pe vremea asta, noi nu dormeam. Aveam foarte, foarte mult de lucru, chiar era perioada cea mai încărcată. Aceeași agitație era și în atelierul Nicoletei Rogac. Acum însă atmosfera e amorțită și aici. Situația este gravă, dacă pot să numesc așa. Evenimente nu sunt și nu se știe când vor fi. Majoritatea au fost fie amânate pentru anul viitor, fie în general anulate. Dacă anii trecuți, din mai până în septembrie, octombrie, era sezonul nunților, așa și-l numeam, deci erau doar rochii de seară, evenimente erau practic de joi până duminică.
acum ele nu sunt. În aceste condiții, creatorii moldoveni încearcă să se adapteze situației și vin cu idei ingenioase pentru clienții lor. Ne-am axat mai mult pe cele care pot fi purtate în timpul zilei, casual și business. Vedeți aici, colecția albă este pentru mirese anume pentru această situație. Nu sunt rochile cele foarte pompoase pentru nunțele de 300 de oameni, ci niște ținute minimaliste pentru o ceremonie în sânul familiei. Începem să coasem niște produse pentru nou-născuți de lux. Produse pentru botez, cele care în Moldova nu sunt, niște corsete dantelate cu care eu am apărut, au strânit foarte mult interes și începem și pe ele să le coasem. În această perioadă, probleme mari apar și la capitolul aprovizionării cu materie primă. Iar pentru a reveni pe linia de plutire, unii designeri au recurs la tactici mai agresive. Stofile sunt de negăsit, aici pe loc s-au mărit prețurile. Atunci când ne-am redeschis, am început o promovare destul de agresivă, dacă pot să-i spun, ca să fim vizibili pentru tot și cumva să recuperăm, să acumulăm mijloace financiare, fiindcă altfel am fi riscat, să ne închidem. Cei din industria modei susțin că, deși venituri nu sunt mai deloc, cheltuielile au rămas aceleași. Ne ciocnim de neînțelegerea totală a celor care ne dau spații în chirie, a celor care ne cer impozitele, pentru că statul ne cere să achităm aceleși impozite, de unde să le achităm? Noi salarii trebuie să achităm, pentru că oamenii nu pot fi lăsați în voia sorții. Impozitele trebuiau plătite, chiar dacă noi aveam punctul comercial închis. De rând cu antreprenorii din alte domenii și creatorii de modă sunt revoltați de modul în care decurg lucrurile în țara noastră în această perioadă. Când ai ani de zile pe care ai investit în afacerea ta și ai creat-o și ai crescut-o și uneori poate unele lucruri nu ți le-ai permis ca să poți să crești afacerea aici la tine acasă și îți dai seama că spre deosebire de alte țări, tu nu ești nici de cum susținut. Ni se spune că, ok, nu lucrați, este problema voastră, dar aduceți-vă aportul în bugetul țării și asta este cumva inuman. Totuși, designerii rămân a fi optimiști și afirmă că nu vor ezita să lanseze colecții noi, chiar și pe timp de pandemie. Vom pregăti și colecția de toamnă în același stil, mai mult bazându-ne pe costume, apoi pe ținutele pentru Revelion. Ați mai fost de mult într-o livadă, în curând veți putea fi printre fructe fără ca să ieșiți din casă. Pandemia a stimulat creativitatea producătorilor moldoveni. Aceștia au găsit o alternativă destul de ingenioasă pentru a-și promova și comercializa produsele. Organizează tururi virtuale prin vii și livezi. De mai bine de 10 ani, Ontulei crește tot felul de fructe. În 2009 am făcut prima plantație de 10 hectare, acum la moment deținem 130 de hectare. În mare parte livez și avem și 10 hectare de vii. Crește mer, avem cireș, avem prune, piersici, nectarine și struguri. Antreprenorul spune că anul acesta a decis să-și promoveze marfa într-un mod diferit. Să fac o prezentare virtuală a companiei pentru orice cumpărător, potențial cumpărător din toată lumea poate intra pe site și face un tur prin companie. Se va face și un filmuleț video de 1-2 minute care se vor prezenta toate culturile care noi le creștem, toate etapele de creștere, recoltare și păstrare, sortare și așa mai departe. De aceeași părere este și Vitalie Scutaru, proprietarul unei livezi de cireșe, mere și prune. Acesta spune că face parte din acest proiect pentru a atrage cât mai mulți cumpărători. În timpul acesta de pandemie, mai ales, nu tare putem să promovăm noi toată gospodăria noastră, care o avem, livada noastră, că așa am hotărât, atrage, promova compania care investește. În același timp, compania inițiatoare a tururilor virtuale susține că astfel cumpărătorii vor putea urmări tot procesul de muncă din vii și livezi. Cumpărătorii reali, interesați, ei vor să vadă și în ce condiții sunt produsele care le oferim. Sunt o serie de poze panoramice făcute la 360 de grade, încât acel care le privește, pozele este, își dă impresia, are impresia că este, se află în plantație. Scopul nostru anume e să arătăm că noi aici avem ultimele tehnologii, avem plantații moderne și, în primul rând, avem oameni gospodari. Cu toate că filmările prin vii și livezi au început deja, tururile virtuale vor putea fi efectuate abia la toamnă. Sunt mai multe etape. Cireșele sunt în iunie-iulie, deja prima etapă am finalizat-o. Ulterior o să avem de făcut filmări și poze, respectiv panoramice. Deci
plantațiile de prună, plantațiile de vie. La sfârșit de octombrie ar trebui deja să le avem bine funcționale. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Până atunci, să aveți o zi frumoasă!